O familie își caută cu disperare fica de 16 ani care a fugit de acasă cu iubitul ei. Alesul fete este tocmai din Peru, iar părinții nu au fost de acord cu această relație. Oamenii sunt din Suceava și afirmă că vinerea trecută tânăra a plecat dimineața la școală și nu s-a mai întors. Părinții spun că au informații că fata lor s-ar afla la Cluj. Tatăl fetei a fost prezent astăzi în redacția NCN și Ziar de Cluj. Fica mea a plecat de acasă, se cheamă -o la Ieri Ioana. și din urma, în urma informațiilor, ea este aici în Cluj. Părintele adolescente a povestit de ce a plecat fiica sa de acasă. Povestea este că vorbește cu un, cu un băiat un, din Peru de un an de zile. L-a adus aici, noi nu știam nimic de toată treaba asta. Am rămas un pic surprins pentru că ea vrea să stea cu el împreună cu el, ceea ce n-am fost de acord. Și probabil că din cauza asta ea s-o o decis să plece cu el. Tânăra nu este la prima escapadă de acest gen. Tatăl minorei a relatat că la sfârșitul lunii aprilie, fica lor a fost plecată de acasă 5 zile tot la Cluj cu iubitul ei peruan. Părintele fete a dorit să-i transmită un mesaj prin intermediul camerelor de luat vederi. Ioana, sună pe mamă, ta că este foarte devastată. Sunt sigur că o să ajungem la o înțelegere, indiferent care fie, o să fie bine. Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a transmis presei fotografia fetei și roagă pe cei care o văd să anunțe cea mai apropiată secție de poliție. În momentul în care minor a fugit de acasă, era îmbrăcat într-o geacă de bluș de culoare neagră și o pereche de bluș tăiați.